Aici sunt, n-am dispărut. După mult, mult prea mult timp, am revenit aici pentru voi cu continuarea cursului de Front-End Development gratuit în limba română. Data trecută în acest curs, am explorat împreună cu voi imaginile responsive în HTML. Astăzi vreau să explorăm câteva taguri utilitare cu o însemnătate specială care țin de decoratori, design și citate. Discutăm deci despre cum referențiezi textul scris de altcineva. Cu alte cuvinte, cum marchezi un citat, dar și cum referențiezi codul în HTML. Dacă tot discutăm despre referințe, vom menționa și câteva taguri utile pentru specificarea coordonatelor spațiotemporale, adică adresa și timpul. Vom vedea cum poți să pui comentarii și separatoare în HTML și, poate cel mai interesant pentru tine, vom explora câteva elemente de bază despre stilurile CSS pentru un document HTML. Codăm în VS Code sau în orice alt editor preferat de tine, așa că dacă ești aici să înveți, deschide-l și hai să începem! Salut! Eu sunt Viorel, fac site-ul de la sfârșitul anilor 90 și videoul ăsta face parte din cursul meu gratuit de front-end development în română. Găsești primul video din serie aici în colț. Ce vezi acum pe ecran este planul de lecții practice de acum încolo, așa cum vezi suntem la lecția 5 din modulul 2. Și ca să facem un mic sumar despre ce discutăm astăzi, discutăm despre citate și cod, despre alte taguri semantice, despre comentarii, separatoare, stiluri inline și externe de CSS în HTML. Bun, hai să vedem. Am deschis VS Code-ul așa cum vedeți și asta este cea mai simplă structură de HTML posibilă. Există momente atunci când compui un document HTML în care vei vrea să citezi pe cineva, adică să pui un citat cu sursa citatului atașat. Există două feluri de a face asta dacă ne gândim la paradigma de taguri block level versus inline. Prima variantă este tagul block quote, care te ajută să ilustrezi un citat ceva mai lung, în cazul ăsta de două paragrafe, citat care ar trebui să ocupe spațiu bine delimitat în fluxul documentului tău HTML. E un tag block level care are niște taguri subordonate în mod uzual. Hai să-ți mai dau un exemplu simplu. Asta e tot o folosire validă a tagului block quote. Și hai să-ți demonstrez asta. Am pus în validator.w3.org codul din documentul meu și vedem că pe lângă aceste informări că trailing slash-ul nu e obligatoriu, documentul este 100% valid. Hai să luăm exemplele astea două tag cu tag și să vorbim despre ele. O să încep cu exemplul 2. Mai exact, o să încep cu tagul site, care vine din engleză, evident. To cite înseamnă a cita. Și în ambele exemple este folosit pentru a descrie sursa citatului. Această sursă ar trebui să fie un material scris bine cunoscut, care opțional are și un link, așa cum e în cazul al doilea. Asta e o ancoră care duce către sursa exactă a citatului. Doar că site mai poate fi folosit și ca atribut al tagului block quote, așa cum vedem în primul exemplu. Caz în care referențiază tot un URL care e practic sursa video a citatului pe care l-am dat aici. Și poți să folosești formatul ăsta dacă nu vrei să dai neapărat posibilitatea cititorului paginii tale să acceseze linkul direct. În cazul ăsta vedem o diferență destul de interesantă între funcționalitate și anume faptul că ai un link pe care poți să dai click și să vezi sursa citatului și evident fiind prezent linkul acolo, semantica acestui întreg bloc e una completă, adică orice crawler sau browser sau chiar user care vede structura asta de HTML înțelege care e contextul complet. Însă în primul caz am decis să folosim exclusiv partea semantică fără să adăugăm funcționalitatea. Ceea ce ne duce cu gândul la faptul că semantica e foarte importantă și n-ar trebui omisă niciodată. Mai ales în lumina ultimelor schimbări care vin în Google, în viitorul foarte apropiat, schimbări care țin de AI și de felul cum înțelege AI-ul textul tău sau pagina ta HTML. Tagul block quote, care la nivel structural se comportă identic cu un div, are valoare semantică de bloc de texte care compun un citat. Poate avea în componență mai multe paragrafe de text, dar și un element de tip footer. Ăsta de aici, spre exemplu. Footerul conține metatextul citatului, mai exact autorul și documentul din care s-a extras citatul. Tagul footer vine din engleză și înseamnă ad literam notă de subsol, dar se trage din cuvântul foot, care înseamnă picior. Asta e explicația semantică din MDNM. În al doilea exemplu vei recunoaște foarte ușor, probabil, tagurile figure și fig caption, taguri care au fost folosite și în cursul anterior despre imagini, pentru a încapsula o imagine responsive, care are și un text descriptiv. De obicei, figure se folosește ca încapsulare pentru ilustrarea unui concept, cel mai des fiind vorba de o imagine, dar în unele cazuri, cum vedem și aici, e vorba de o strofă de poezie, un citat sau orice altceva, dar orice altceva care poate fi ilustrat prin figure și descris în fig caption, care e un fel de legendă pentru tagul figure. Deci lecția de aici este că în momentul în care vrei să descrii un text figurativ
sau chiar o imagine imediat sub ea, deci vizibil, nu doar în proprietate semantică alt sau în altă parte, e bine să folosești combinația figure cu fig caption. Vom vorbi mai pe larg despre aceste elemente într-unul din cursurile viitoare, însă așa cum am zis, ele sunt prezentate și în acest exemplu pentru tagul block quote, pentru a ilustra un citat despre care se dă ceva mai mult context decât în primul exemplu. Inclusiv un link în care poți să vezi întregul corp al poeziei și alte două linkuri care conțin detalii despre când și unde a fost publicată. Ok, dar ce se întâmplă când vrei să pui un citat în interiorul unui text fără să spargi paragraful mai multe bucăți? Adică fără să ai elemente de tip block level în interiorul unui paragraf. Pur și simplu să pui ghilimele, text, ghilimele. Asta înseamnă că trebuie să integrezi citatul în interiorul unui bloc de text sau unui paragraf și pentru asta îți trebuie un tag inline. Am dat aici un exemplu. În acest paragraf există un tag care se numește Q, care vine din engleză de la cuvântul quote și care înseamnă chiar citat, ad literam. Acest tip de citat inline din prima parte a unui film foarte popular astăzi se reprezintă, cum ziceam, folosind tagul Q și atributul site, așa cum am văzut și mai sus în block quote. Și pentru exact același scop, un link sau o referință clară către ceva tangibil sau linkabil. În cazul ăsta, un link de IMDB către locul unde apare citatul din film. Bun, cam atât despre citate. Acum hai să explorăm puțin altceva. Mai exact felul cum poți să reprezinți cod în interiorul unui document HTML. Toate tagurile care vor urma reprezintă bucăți de cod sau de text introdus cu ajutorul tastaturii sau expus de aplicații în linie de comandă. Hai să vedem niște exemple concrete. Paragraful ăsta zice așa: comanda git push trimite toate commit-urile locale în branch-ul remote din git. Lucru pe care l-am învățat cu câteva lecții mai devreme. Și aici vedem un tag nou care se numește code, care evident vine din engleză și înseamnă chiar cod. Asta înseamnă că orice inclus aici ca text, dacă mergem în contextul în care poate fi folosit, se poate reproduce ca o comandă, în cazul ăsta într-o consolă. Bun, alt exemplu. Continuând un pic ideea de mai sus, în paragraful ăsta apare informația următoare. Am rulat git push, care este înconjurat de tagul code, sau repeat în engleză, și mi-a dat eroarea Error, fail to push some refs. Tagul semantic folosit aici este tagul samp, de la sample, care vine din engleză și înseamnă mostră. Tagul ăsta e folosit tot inline pentru a încapsula textele sau mesajele întoarse de către programe sau de către linii de comandă, ca urmare a unei comenzi rulate, a unei erori și așa mai departe. Și aici înțelegem că noi am dat o comandă din tagul code și am primit un rezultat în tagul samp. Bun, tagurile astea sunt inline și pentru ele nu contează neapărat formatarea spațiilor goale, spațiilor albe, dacă vrei. În cazul în care contează formatarea și trebuie să reprezinți exact rezultatul din cod formatat așa cum e acolo, poți folosi un alt tag care este block level și se numește pre, care este prescurtarea cuvântului din engleză preformatted, care înseamnă preformatat, deci formatat dinainte. Ăsta e un exemplu de folosire, dar cred că e momentul să-ți arăt cum arată pagina pe care o codăm aici chiar în HTML. Ok, astea sunt tagurile scrise adineori, block quote-ul, apoi figure-ul cu block quote și fig caption, apoi paragraful cu citat inline, apoi cele două paragrafe cu cod inline și tagul pre. Ca particularități vizuale, cred că merită să le discutăm un pic. Am dat un inspect aici și hai să ne uităm un pic la felul cum e făcut să arate fiecare tag în parte by default, adică de la sine, din stilurile standard ale browserului. Tagul block quote are niște spațiu orizontal adițional, menit să îl pună mai în interiorul fluxului normal al paragrafelor cum sunt astea. Tagul site face textul un pic italic. O să observăm că atât figure cât și block quote au niște spațiu orizontal adițional, adică padding stânga și dreapta, vedeți aici. Ambele sunt mai în interior decât restul elementelor componente. Și mai interesant, tagul quote, Q, adică, adaugă automat niște ghilimele care sunt neselectabile din HTML, pentru că sunt niște pseudo-elemente adăugate din CSS pentru tagul ăsta. O să discutăm mai pe larg despre asta când ajungem la CSS. Și mai jos, tagurile de cod, o să vedem că transformă fontul în ceva monospaced. Fonturile monospaced sunt niște fonturi pentru care orice caracter are aceeași lățime la nivel vizual. O să dau un zoom-in și mai tare ca să înțelegem despre ce e vorba. Hai să ne uităm aici. Literele P și R au spații orizontale ușor diferite, dar spațiul ăsta se vede absolut evident că e diferit în momentul în care selectezi I-ul. I-ul este mult mai puțin lat decât M-ul, de cel puțin 3 sau chiar 4 ori. Și asta înseamnă că primele 3 litere de aici ocupă un pic mai puțin spațiu decât primele 2 litere de aici. În mod tradițional, în consolele în care se scria cod, exista un număr predefinit de linii și de coloane și fonturile nu se puteau afișa
cu atât de multe detalii. Și ca o moștenire de pe vremea aia, dar și ca o modalitate ușoară de a crea vizual niște ierarhie, în zilele noastre există modalități de a reproduce funcționalitatea de care tocmai am zis, și anume ca fiecare literă sau fiecare simbol să aibă aceeași lățime. Vedem că primele 2, 3, 4, oricâte multe simboluri de pe rândul ăsta au exact aceeași lățime ca același număr de simboluri de pe rândul următor. Fontul de aici este diferit de fontul de aici și practic fonturile astea monospace se adaugă automat pe toate tagurile care reprezintă cod în HTML, adică code, samp și pre. Și aici vedem un fenomen interesant. În pagina noastră HTML observăm că pre începe de la 2 taburi și prima linie din pre începe de la 3 taburi. Astea 3 taburi se regăsesc chiar aici. Dacă ar fi să aliniem pre-ul la capătul rândului, așa cum am făcut-o adineori, și dăm un refresh, o să vedem că tot codul ăsta s-a mutat mai la stânga. Și dacă ar fi să-l mai aliniem încă o dată, fără niciun spațiu înainte de taguri, am vedea că singurul spațiu reprezentat la începutul rândului este ăsta de aici. Hai să dăm un refresh. Deci aici sunt cele 3 taburi pe care le regăsim și aici. Pre este singurul tag HTML care păstrează intactă spațierea din interiorul codului. Spre exemplu, dacă între primele două cuvinte de aici aș mai adăuga 1, 2, 3, 4, 5 spații și aș da save și aș da aici refresh, vedeți că înainte era un spațiu și acum sunt 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asta se traduce prin proprietatea preului de a păstra whitespace-ul intact. Ce înseamnă whitespace, întrebați? E un element împrumutat din design, care ad literam înseamnă spațiu alb, dar de fapt se traduce prin spații, în mod generic, prin loc gol, loc în care nu e niciun alt element. Proprietatea asta interesantă a tagului pre îi permite să fie inclusiv o modalitate prin care să creezi artă folosind exclusiv simboluri de tastatură, aliniate unele sub altele. Exact ca aici. Sau în fine, hai să o vedem chiar în HTML. O să dau un pic zoom out ca să o vedeți mai clar. În stânga vedeți simbolurile folosite și în dreapta rezultatul. Treaba asta se numește artă ASCII de la tabelul ăla de 256 de caractere despre care am vorbit în primele videouri, care e primul alfabet folosit pe o tastatură de calculator. Sau, mă rog, primul set de caractere, dacă e să fim mai corecți. Dacă dați un search pe Google după ASCII Art Generator, o să vedeți nenumărate astfel de generatoare. Generatoare cu care puteți să vă jucați să creați la rândul vostru artă ASCII în nenumărate moduri. Ăsta mi se pare că arată cool, așa că pot să-i dau copy-paste direct în documentul meu de aici. Doar să aveți grijă să respectați spațiile și să nu folosiți taburi. Rezultatul fiind ăsta. O să vă reamintesc că ASCII vine de la American Standard Code for Information Interchange. Și e practic acest tabel. Ah, și ca să nu uit, ceva interesant. Tagul pre nu prea ține cont de lățimea paginii pe care ești. Și din cauza asta, dacă lățimea este mai mică decât caracterele pe care le folosești în interiorul HTML-ului, apare un scroll orizontal. E bine să ții minte asta în momentul în care incluzi taguri pre în interiorul codului tău, că e posibil să apară scrolluri orizontale și lucrul ăsta se rezolvă din CSS. Adică poți să pui astfel de scrollbaruri direct pe elementul pre, ca să nu ai probleme. Bun, hai să mergem mai departe. Atunci când trebuie să reprezinți în HTML ce fel de taste ar trebui să apese cineva ca să obțină un anume efect sau să facă o anumită comandă într-un software, te ajută tagul KBD de la keyboard, care în engleză înseamnă tastatură. Hai să vedem exemplul aici. Ca să dai un restart și ar trebui să zic pe Windows și refresh, trebuie să apeși combinația de taste Ctrl-Alt-Delete. Ca să dai un hard refresh pe un site, trebuie să apeși Ctrl-Shifter. Și aici ar trebui să completez cu într-un browser și refresh. Și apropo, hai să discutăm despre o distinție interesantă. Vedeți că aici n-am pus tagul Q de la citat. Hard refresh în contextul ăsta nu e neapărat un citat al cuiva, este mai degrabă o denumire des folosită a acestei acțiuni, care nu este în limba noastră maternă. Și de asta am simțit nevoia să pun ghilimelele. Mai corect ar fi chiar să fac un wrapping în tagul M de la emphasis, ca să subliniez că acolo este o chestie ieșită din comun. Și nu în ultimul rând, un alt exemplu interesant de tag semantic pe care îl putem folosi pentru reprezentarea unor lucruri inedite în cod. Tagul var vine de la variable în engleză, care înseamnă variabil în română, și care reprezintă o variabilă în cod sau în formule matematice. Exact ca în exemplul de mai jos. Cum aflăm de aici, volumul unei cutii este L mare ori L mic ori H, unde L mare reprezintă lungimea, L mic reprezintă lățimea și H reprezintă înălțimea cutiei. Chestia asta o formulă și fiecare din astea sunt variabile și de asta apar în cod încapsulate în tagul var. Din nou, ca o distinție interesantă, tagul KBD de la keyboard
e tot monospaced, iar tagul var este doar italic. Bun, să mergem mai departe. Am depășit faza cu codul și acum aș vrea să vă arăt un alt set de taguri care vă ajută să definiți în mod semantic coordonate spațiale sau temporale. Mai exact, o adresă, care poate fi o adresă digitală, adică un mail și un telefon, să zicem, sau o adresă fizică, adică Universitatea București, Bulevardul Reginei Sebeta 412, sau putem reprezenta coordonate temporale, spre exemplu așa. Veți observa două taguri interesante. Address, care reprezintă date de contact, nu neapărat adresă fizică ca aici, și time. Address este un element de tip block, care în teorie poate fi folosit în interiorul unui paragraf, o să vă arăt imediat cum, dar el descrie data de contact. Poate fi folosit în locul unui div, spre exemplu, care încapsulează o zonă în care există data de contact. Și aici intră, cum ziceam, și adresa fizică, dar și adresa digitală. Address, evident, vine din engleză și înseamnă adresă. Pe de altă parte, time, care vine tot din engleză și înseamnă timp, este un tag inline și are o proprietate esențială, fără de care nu prea are sens. Proprietatea esențială lui time este date time, care indică data și ora cu precizie cât mai mare și într-un format mai special. Proprietatea date time, care înseamnă dată timp, ad literam, așadar are un format care e derivat din ISO, care este International Organization of Standardization, adică Organizația Internațională de Standardizare. Formatul ăsta e relativ ușor de citit dacă ești un pic atent. Aici e anul, liniuță ziua, liniuță ora, T mare, care e un separator între dată și timp, vine chiar de la time dacă nu mă înșel, ora 19, minutul 00, secunda 00, și aici apare un plus care reprezintă diferența față de GMT, adică de Greenwich Mean Time, și asta pentru că Greenwich Mean Time a fost ales ca oră de facto față de care se calculează toate celelalte zone de timp. Și noi practic suntem cu 2 ore după GMT. Deci dacă acum e 15:39, în Greenwich este 13:39. Dacă evenimentul nostru începe la 19, noi aici reprezentăm time zone-ul pe care suntem, adică time zone-ul Bucureștiului, adică plus 2, GMT plus 2, practic. Deci asta este ora locală și asta este diferența față de GMT. Formatul ăsta ajută orice crawler, orice cititor de ecran și așa mai departe să reprezinte cu acuratețe ora, oriunde ar fi reprezentată pe glob. Și la oaltă cu ora și data, evident. Și ziceam că putem să folosim tagul address în interiorul unui paragraf de genul ăsta, dar trebuie să facem un artificiu. Pentru că dacă adăugăm un tag block level într-un paragraf, o să vedem că se cam sparge paragraf. Cum rezolvăm problema asta? Prin niște magie de CSS, despre care vorbim imediat. Înainte de CSS vreau să vă mai arăt două, trei lucruri micuțe, dar interesante. Uneori, în interiorul unui document HTML, ai nevoie să lași informații sau instrucțiuni pe care să le vadă doar developerii, adică doar oamenii care se uită la cod. Bucățile astea de text nu sunt randate deloc de browser și sunt numite comentarii. Sunt efectiv niște comentarii despre cod și se pot citi doar din cod. Comentariile astea arată cam așa. Acesta este un comentariu în HTML. Și pentru că am un plugin util de VS Code, mai există un lucru pe care îl pot face în comentarii și anume să adaug un aron to do. Tot ce apare după aron to do două puncte, adică partea asta, în VS Code-ul meu se adaugă la un to-do list pe care îl pot vedea pentru întreg proiectul pe care lucrez. Chiar aici. O să lărgesc un pic asta ca să se vadă mai bine și o să dau un zoom in. Pluginul se numește To-Dos și o să vedeți că sunt multe astfel de pluginuri în extensiile VS Code-ului. Bun, deci am aflat și pentru ce sunt utile uneori comentariile și anume pentru organizarea muncii și a locurilor în care se pot îmbunătăți lucruri în interiorul codului. Ok, și un ultim detaliu interesant, înainte să trecem la stiluri, să presupunem că avem două paragrafe, ca aici, și vreau să sparg paragraful ăsta în două rânduri. Adaug un tag pe care îl știm deja, tagul br, de la line break în engleză, care înseamnă pauză de linie sau spargere de linie, dacă vrei. Dar similar cu br, mai există un tag care se numește, așa cum îmi sugerează și GitHub Copilot aici, hr, de la horizontal ruler, care înseamnă în engleză linie orizontală, pe care o putem vedea aici. Tagul br, deci, introduce un rând nou în text și practic tot ce e după el e pe un rând nou și treaba asta merge atât în elementele inline cât și între elementele block. Hai să facem asta aici mai sus și să adăugăm 3 br-uri, să dăm un refresh și să vedem că aici apar 3 rânduri în plus. Iar hasher se poate la fel folosi și inline și între elemente de tip block. Ambele sunt de tip block și creează un rând nou când sunt introduse în text sau un spațiu vertical dacă sunt introduse între două elemente block. Hasherul ăsta, adică linia orizontală, de obicei are lățimea blocului container sau părinte. Dar treaba asta, din nou, poate fi controlată din CSS în materie de aspect și de design. În sfârșit, ca ultimă informație pe ziua de astăzi, vreau să discutăm puțin despre cum se introduce CSS-ul în HTML. Despre CSS în sine și în detaliu vom discuta pe larg în
în următorul modul al cursului, în modulul 3, unde avem un modul întreg în care explorăm mai multe lecții, fiecare aspect al CSS-ului. Însă până atunci vreau să-ți explic foarte pe scurt cum se folosește practic în interiorul documentelor HTML. Dacă trebuie să-ți aduci aminte, CSS vine de la Cascading Style Sheets și se ocupă exclusiv cu stilurile și cu designul paginilor web. E o tehnologie separată de HTML și ar trebui tratată ca atare. Din cauza asta, fiecare bucată de cod din CSS trebuie marcată special în HTML. Lucrul ăsta se face cu două taguri și cu o proprietate, adică în trei feluri diferite. Avem niște flexibilitate. Dacă mergem aici în head-ul acestui document HTML, putem adăuga tagul link, care are un href, la fel ca la ancoră, care trimite către un fișier extern, care se numește style.css. Modalitatea asta de a referenția un fișier extern separat de CSS este de departe cea mai des folosită și cea mai utilă modalitate de a lega un CSS de un fișier HTML sau de mai multe fișiere HTML. Asta e partea frumoasă, poți să ai un singur CSS pentru tot site-ul. În general, tipul ăsta de introducere a CSS-ului în HTML trebuie făcută cu ajutorul tagului link, așa cum vedeți aici, în interiorul secțiunii head. Există diferențe dacă punem linkul aici sau aici. Se întâmplă lucruri diferite. De obicei, dacă punem CSS-ul în head, el se încarcă înainte să înceapă randarea efectivă a paginii și asta înseamnă că randarea paginii respectă din prima stilurile CSS definite. Dacă am luat CSS-ul de aici și l-am pune jos de tot, înainte de terminarea body-ului, browserul ar trebui să parcurgă și să downloadeze toate elementele referențiate mai sus, dacă e cazul, spre exemplu imagini, videouri și așa mai departe, și abia când ajunge jos de tot, s-ar prinde că e un fișier CSS de downloadat, l-ar parsa și l-ar aplica. Și asta ar însemna că pentru o fracțiune de secundă, mai mare sau mai mică, depinzând de viteza browserului cu care accesezi pagina, designul acelei pagini va fi inițial blank, așa cum îl vedem aici, pentru că acest fișier încă nu există, și abia după ce browserul ar ajunge aici și ar downloada acest fișier și l-ar linka cu stilurile acestei pagini, s-ar vedea corect această pagină. Deci treaba asta nu prea se face. Așa că o să-l luăm de aici și o să ne întoarcem aici și o să-l punem. Acest link are niște lucruri care îl diferențiază de alte linkuri posibile, din header și nu numai. Rel vine de la relationship și definește tipul de link pe care îl adăugăm. În cazul nostru, style sheet. Vă reamintesc că CSS vine de la Cascading Style Sheets. Type este un tip al fișierului referențiat. Deci nu e o relație logică, e o referință la codarea fișierului propriu-zis. Iar despre media o să discutăm în detaliu când ajungem la responsive design. Media, în general, poate să lipsească. Ok, dacă toți suntem aici, nu o să ratez ocazia să creez un fișier CSS special pentru voi ca preludiu al modulului următor. Hai să facem asta acum. New file, style.css. Bun, avem un fișier gol. Voi vrea să fac următoarea declarație. HTML, acoladă, font family, inter, arial, sans serif. Și o să-i dau un save. O să mut panelul ăsta sus și o să-l fac un pic mai mic ca să vedem în paralel fișierul nostru, HTML-ul și CSS-ul deasupra. Am dat save fișierelor, o să închid panelul ăsta și o să dau un refresh. Vedeți, brusc apare ceva schimbat. Fontul de aici nu mai este Times New Roman sau ăla serif pe care îl aveam înainte, ci este Inter. Dacă am vrea să ne jucăm și să punem exclusiv fonturi monospace, despre care am discutat mai înainte, ar trebui să schimb aici din valoarea curentă în monospace și să dau un refresh. Și acum puteți observa că tot textul este monospaced. Nu doar ce era în pre sau în code și așa mai departe. Bun, deci avem dovada că acest link funcționează și că CSS-ul, care e fișierul de mai sus, chiar își face treaba și schimbă pe tot HTML-ul fontul definit. Cum ziceam, asta este cea mai utilă și cea mai des folosită modalitate de a adăuga CSS într-un HTML. Și pe asta vreau să o țineți minte și să o folosiți de fiecare dată. Mai există două modalități alternative care se folosesc în cazuri foarte, foarte specifice și doar la nevoie. Deci o să vă rog să nu folosiți următoarele modalități de a integra CSS-ul în HTML decât în contextele pe care vi le explic imediat. Prima modalitate este a adăuga tagul style direct în head-ul HTML-ului și aici și GitHub Copilot mi-a luat înainte. Ia să vedem ce sugerează. I-am dat un save să vedem care e sugestia de stil pe care mi-o dă, dar ca idee, vedeți că felul cum se scrie CSS-ul e absolut identic și în interiorul tagului style și în interiorul fișierului CSS de mai sus. Sunt selectori și între acolade sunt proprietăți. O să discutăm în modulul următor, cum ziceam. Dar ce se întâmplă aici este că lucrurile din style
suprascriu eventualele definiții din fișierul de mai sus, pentru că vin după fișierul respectiv. Asta este natura CSS-ului. Dacă declar de două ori sau de mai multe ori un lucru, ultima declarație este cea folosită, atâta timp cât selectorul este identic sau are aceeași putere. Intrăm în detalii mai târziu. Bun, o să și închid acest tag și o să dau un refresh. Și vedeți că AI îmi sugerează ca block quote-urile să aibă o bară verticală în stânga lor, tagurile pre să aibă un fundal din ăsta gri și cam atât, în rest a umblat la spațiere. Ok, o să păstrăm stilurile astea pentru moment, pentru că vreau să vă arăt și al treilea mod de a adăuga CSS într-un HTML. Cel mai problematic dintre toate. Dacă mergem mai jos în primul tag pre, putem adăuga o proprietate pentru acest tag, care se cheamă tot style și putem să scriem CSS-ul direct aici. O să adaug în cazul ăsta overflow x scroll și o să dăm un refresh. Și vedeți că se aplică regula de CSS despre care vorbeam mai devreme, și anume că acest pre a primit un scroll orizontal. Bun, hai să discutăm despre care sunt cazurile concrete în care se folosesc cele trei modalități de a include CSS-ul în HTML. Primul caz și cel recomandat de mine îți permite să faci un fișier CSS pe care să-l refolosești pentru toate celelalte fișiere HTML pe care le creezi într-un proiect. Dacă stai bine să te gândești, în momentul în care intri pe un site și intri de pe o pagină pe alta, elementele comune arată complet identic. N-ar avea niciun sens să duplici CSS-ul care definește stilurile acelor elemente pentru fiecare pagină în parte, așa cum îți permite tagul style. Tagul style îți permite să definești stilurile în interiorul HTML-ului, dar dacă creezi un HTML nou, trebuie să copiezi acest tag style cu totul. Și ce se întâmplă dacă ai nevoie de o modificare pe un element comun, spre exemplu pe meniu principal, meniu care se regăsește în toate paginile tale HTML. Trebuie să intri în fiecare pagină HTML și să modifici style-ul pentru fiecare pagină HTML. Nu e mai simplu să ai un singur fișier CSS și să schimbi doar aici stilurile pentru toate paginile tale? Printre altele, ăsta este unul din motivele esențiale pentru care centralizarea CSS-ului într-un fișier extern e cea mai bună idee. Un alt motiv este separation of concerns. Atunci când cineva lucrează la HTML, nu trebuie în mod automat și neapărat să se gândească la cum arată pagina pe care o creează. Și în paralel, pentru stilurile acelei pagini poate lucra altcineva. Fiind fișiere separate, lucrul ăsta se întâmplă mult mai simplu. Evident, există excepții, o să vorbim de tailwind când ajungem la partea de CSS, dar pe scurt, style-ul ăsta folosit așa în head, poate fi folosit fără riscul de a crea probleme majore, ba chiar poate ajuta un pic performanța unei pagini, doar în contextul în care în acest style pui stilurile critice necesare pentru încărcarea unei variante mobile a paginii tale într-un timp cât mai scurt. Practic, avantajul în a folosi un tag inline versus un fișier extern este că acel fișier extern e posibil să fie mai mare și să se încarce un pic mai greu și asta să blocheze cumva randarea paginii. Și de asta există o practică mai nouă care pune stilurile critice, așa se numesc, într-un tag style în header și pune linkul ăsta la începutul body-ului. Nu recomand să faci așa din prima, sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le iei în considerare și poți să cazi foarte ușor în diverse capcane dacă nu folosești corect tehnica asta. Deci pentru moment evită stilurile inline dacă construiești proiecte cu mai mult de o pagină. Nu în ultimul rând, stilurile inline puse pe elemente, folosind proprietăți așa cum vedeți în exemplul ăsta, sunt o idee foarte proastă pentru că suprascriu complet tot ce scrie în orice CSS inclus în pagină cu celelalte două modalități. Deci e practic o suprascriere imperativă a stilului unui element și este util foarte, foarte rar în momentul în care nu ai control total asupra felului cum interacționează CSS-ul cu HTML-ul tău. Din nou, nu intru în detalii, evitați modalitatea asta de a adăuga stiluri pe elemente. Printre singurele exemple de folosiri legitime ale chestii astea este dacă te ocupi de templating pentru mail-uri. Motoarele de randare ale clienților de mail din nefericire au cam rămas în urmă. Felul cum clienții de mail aplică CSS-urile, de multe ori te forțează să folosești genul ăsta de stiluri direct pe elemente, datorită limitărilor tehnologice ale Outlook-ului, Thunderbird-ului și așa mai departe. În general, în Gmail și în Yahoo nu prea sunt probleme de genul ăsta. Dar mai avem mult până să ajungem la lecțiile care se adresează creierii de HTML-uri pentru mail-uri. Deci, pentru moment, hai să considerăm subiectul închis. Felicitări! Ai mai parcurs un video din cursul meu de front-end development gratuit în limba română. Azi am învățat despre câteva taguri HTML utile, prin care poți să definești citate, modalități de afișare a codului, modalități de afișare a coordonatelor spațio-temporale, comentarii și separatoare. Și nu în ultimul rând am analizat cum poți să introduci stiluri CSS în HTML. Asta este momentul perfect ca să-ți dau o temă pentru acasă. În fișierul la care ai lucrat până acum, în care ai scris poeziile din videourile anterioare. Deci în acest fișier adaugă un separator hasher
la finalul fiecărei poezii. Mai adaugă, dacă vrei, și un citat preferat al tău, jos de tot, după toate poeziile, în care să incluzi autorul și contextul citatului în mod semantic, așa cum ți-am arătat în videoul curent, coordonatele temporale în care ai editat fișierul HTML, în care să ai timestamp-ul cu data și ora exacte, și un comentariu HTML în care să scrii ce vrei tu. Apoi, creează un document nou cu extensia CSS în proiectul tău, pe care să-l denumești style.css și în el să scrie linia de cod pe care o vezi acum pe ecran. Apoi adaugă toate modificările astea în repozitoriul tău cu git add punct, apoi git commit, git push și dă-mi în comentarii numele repozitoriului folosind regula discutată în videourile trecute, adică fără https://github.com. Tocmai am terminat a 12-a lecție din cursul de frontend development gratuit în limba română. Dacă sunt lucruri pe care nu le-ai înțeles și vrei să-mi adresezi o întrebare, scrie mai jos în comentarii și îți răspund cât pot eu de repede. În cazul în care ți-a plăcut acest video, apasă cu încredere pe butonul de like și dă mai jos un share tuturor prietenilor tăi care ar putea să învețe ceva nou din videoul de azi. Dacă nu ești încă abonat și vrei să primești videourile mele viitoare, apasă mai jos pe subscribe, click pe clopoțel și alege să primești toate notificările. În felul ăsta o să primești tot ce urmează să public în viitor. Vrei să te angajezi în domeniul ca urmare al parcurgerii cursului ăstuia? Găsești următoarea lecție din curs imediat ce va apărea chiar aici. Hai, dă click, știu că vrei să vezi mai mult.